Salutare! Ce ziceți de toți infractorii care fug în Italia? România nu are coaie să-i aducă, ar trebui să nu le trimitem nici noi. Ce să zice? Băi, oamenilor buni, oamenii care fug afară, în primul rând nu sunt infractori. Care pleacă afară au chestii economice și la ceea ce se întâmplă în sistemul penitenciar în România, dar le dau aia azil politic. Pentru că la spus de mie de ori, dar nu înțelege nimeni. Penitenciarul este lipsă de drepturi. Lipsă de privatizare de libertate, nu de drepturi. Era să mă încurc, de la Putin mi-a rămas în cap asta. Înțelegi? Deci ai toate drepturile, nu ai dreptul la libertate. Da. Și de ce nu băgăm în morții măsii? Brățara aia care o are toată lumea, mă, că te, pe stat, pe noi, pe toți, când pe noi ne costă 200 și ceva de pe zi, când trebuie să stai la casă cu brățara, nu iese și s-a terminat, nu ne costă nimic. E băgată, dar e așa... Păi e băgată așa, o dă cu ivorie. Păi când ești într-o boală terminală cu asta, pune-i bă, care zice că nu-i dă. Da. Pune-i bă brățara să se trateze. Cum a fost Rudel Obregea, zici tu? A fost crimă cu premeditare, nu e la revedere. Da. Păi n-a avut acces la tratamente, la alea, la alea. În primul că i-a dat diagnostic acolo și i-a dat aspirină și piramidon, că are cușalele. Da. L-a dus la nebun și era cancer în față terminală. Deci asta este povestea. De asta fugă-i afară și de asta le dau oia azil. Pentru că când văd asemenea chestii aici, spune, stai unde suntem, în junglă, sunt noua Papa Noua Guinee, unde suntem aici? Da.